numesc Ianoș, Marcus, Barbaros, așa mă știu în general oamenii peste tot. Mă ocup de tot felul de lucruri, mai ales de cele din domeniul artei, a artelor, să spun treaba aceasta în plural. Am început să studiez artele, la început arta plastică, dar am făcut-o paralel cu muzica, cu instrumentele. Pe urmă mi-am dat seama că sunt foarte sărac și m-am apucat și de, mai la început, de reparația instrumentelor muzicale, pe urmă de construcția acestora, și cu timpul am învățat cam peste tot în lume ce e mai bun, cum e mai bun, și pe asta o exersez și astăzi. Greutăți am avut, mai ales greutăți financiare și mai ales la început, până ce mi-am putut aduna sculele potrivite, crezându-le bune. Pe urmă am mai învățat de la maestri buni și faimoși niște lucruri, cum că omul, dacă vrea să lucreze cât mai bine, să-și facă de unul singur și sculele, și atunci nu mai are bătăi de cap, fiindcă acel obiect va intra exact în mâna lui și va funcționa exact așa cum el și-o dorește. Cam asta e. Nu cred să am satisfacții mai speciale decât fiecare om din lume să știe ceva când și-a terminat lucrul și l-a făcut cu conștiință și bine. Atunci asta să-și merite și lauda și celelalte aspecte, ba chiar și financiare, fiindcă în fond succesul nostru din toate direcțiile nu se prea poate formula altfel, adică stau, învăț, lucrez și pe urma rezultatul totuși trebuie să fie ceva cât mai bun, cât mai bun. Nu m-am ghidat în fond, m-am ghidat după un lucru destul de sigur. Dacă încerc să fac ceva, să fac bine și pe urmă să-mi treacă timpul pe cât mai bun și cât mai folositor. Alte idei n-am avut și nici nu am, zic sincer. Tot ce fac, încerc să-l fac cu pasiune, cam atât pot să spun, nimic mai mult, fiindcă dacă mă plictisește, atunci ce rost să-i mai bat? Deci nu încerc, de altfel, nici nu știu dacă m-am plictisit vreodată, fiindcă așa mi-am împărțit timpul. Oboseala e o altă treabă, plictiseala e cu totul altceva. Dacă mă simt obosit într-un domeniu, atunci fac altceva. Pur și simplu, fiindcă mai am niște lucruri de făcut și așa încerc să mă împar timpul util. Câte tâmpenii s-au făcut în numele lui Lenin, totuși el a spus trei vorbe bune. Eu nu sunt leninist, ba din contra. Să învățați. În acest sens, n-a fost chiar un tâmpit. Am elevi, deja destui de mulți, deci cam peste tot prin lume,
și aici în România. Și sper că vreunul sau poate mai mulți vor duce mai departe și munca mea. Deci știu cu siguranță, sunt mulți care fac treaba aceasta din Suedia până în Japonia, dar să vedem la ce rang și până unde. Noi trăim un singur lucru în lume, dacă ne-am născut trebuie să murim, altceva nu trebuie, nimica în lume nu trebuie, cam atât. Deci, altfel eu nu mă pot interpreta și altfel eu nici nu pot înțelege lucrurile, cel puțin în felul meu. În urmă, nu soarta decide, ci eu decid. Atât-i totul, deci. Cine mă plătește sau cine mă laudă dacă îmi pierd speranța?